Ciprian Sfichi, polițistul lovit cu sabia în timpul unei percheziții la Rădăuți, a făcut primii pași alături de maratonistul Dănuț Cernat, un polițist care aleargă în toată România, dar și în străinătate, la competiții pentru promovarea și sprijinirea unor cauze umanitare. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, pe lângă miile de ore de fizioterapie, kinetoterapie, intervenții chirurgicale și tratamente medicamentoase, Ciprian găsește loc în viața lui și pentru momente în care să fie aproape de marele lui pasiuni, poliția și sportul. Data de 13 iulie, în mod simbolic, Ciprian a făcut câțiva pași alături de maratonistul Dănuț Cernat, un polițist care participă la competiții naționale pentru promovarea cauzelor umanitare. Ieri, eroul polițist și campionul maratonist au dat valoare unui traseu de alergare dificil în pădurile Bucovinei și au arătat că voința și valorile reale înving. Mulțumim, Dănuț, pentru inițiativă și efortul depus. Felicitări, Ciprian! Suntem alături de tine în maratonul zilnic pe care l-ai cu viața, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Suceava.